Bun găsit, fiecare al patrulea șofer din Moldova este femeie. Multe dintre ele pot conduce mijloace de transport din cel puțin 5 categorii și subcategorii. Potrivit datelor Agenției Servicii Publice, în țară sunt peste 987.000 de șoferi. 750.000 sunt bărbați, iar peste 238.000 femei. Totodată au dreptul să conducă autocamioane peste 295.000 de bărbați și puțin peste 2.800 de femei. Dețin carnet pentru a urca la volanul unui autobuz doar 101 moldovence, iar 155 știu să conducă un troleibuz. Doar 48 de femei din țară au permis de conducere pentru tractor. De cealaltă parte, bărbații sunt în număr de 44.000. Unii șoferi au voie să conducă mai multe tipuri de vehicule. Astfel, peste 1.700 de bărbați au permis de conducere pentru 15 categorii și subcategorii și aproape 300 de femei dețin concomitent 5 categorii.